Ne-am întors, dar haideți să vedem cum au sărbătorit Veronica și Viorela această frumoasă zi de dragobete. Să-i vedeți cum sunt îmbrăcați și cum au fost îmbrăcați într-o zi în care au și realizat acest pictorial tradițional. Iată! Dragostea plutește în aer. Veronica și Viorela au sărbătorit dragobetele, cum altfel, dacă nu în stil tradițional românesc. Cei doi soți și-au dorit o ședință foto în cuplu, ca să fie siguri că nu vor uita aceste clipe unice niciodată. Așadar, tinerii soți s-au lăsat fotografiați de un profesionist într-un cadru pitoresc, iar ședința foto a început în pivniță. Așa că printre borcanele cu dulcețuri și murături, Vulpița și Viorel și-au rostit cuvinte frumoase, au râs și s-au tachinat. Ce înseamnă pentru voi viața la țară? Înseamnă tot ce muncești pe un an de zile, să ai totul adunat pentru iarnă. La toți îi place să aibă așa ceva. Este zacuscă, dulceață, ardei de listau. Murături, tot ce vrei. Tu știi să le faci? Da. Cum te pregătești tu pentru iarnă? Asta nu-i pentru noi bărbații, mai mult pentru femei. Dar hai, dacă mai ceri... dai și o mână de ajutor. Dar dacă ceri ajutorul, mai călcăm inima și ajutăm. Dacă nu ceri, nu ceri. Dacă tu mi-a dus de toate, da, fac și eu. Da, bine. Ce vrei să aduc? Roșii, castraveți. Sperăm și promit că iarna viitoare o să-ți aduc și o să faci. Dar cu siguranță nu mă păcălești. Nu te păcălesc. Bine. Îmbrăcați în costume tradiționale, Veronica și Viorel s-au plimbat printre rafturile pline cu bunătăți. Iar, la indicația fotografului, cei doi au aranjat împreună borcanele pe rafturi. Viorel i-a dat o mână de ajutor frumoasei sale soții, însă a simțit nevoia să-i și atragă atenția. Hai, hai, nu te gândi, vezi că n-ai aranjat bine. Ba, da. Sigur? Ei, am greșit. Și, ca să ajungă la borcanele care se aflau pe rafturile situate la înălțime, cei doi soți nu au avut nevoie doar de scară, ci și de puțin curaj. Eu acolo sus nu mă urc, se urci și Viorel. Ba, te urci. Până la urmă, Viorel a ciudat în fața soției și a respectat decizia. Însă, Veronica nu a stat cu mâinile în sân și și-a ajutat soțul. La insistențele fotografului a urcat și Veronica pe scară, dar nu a scăpat de frica de înălțime, chiar dacă Viorel era în preajma ei. Urcă-te pe scară și tu te urci după ea. Stai, așa, așa, hai și tu după ea. Și încă tot spre borcane acolo. Uite la borcane, pe ce are borcane. De îndată ce s-a liniștit, Veronica a fost din nou cu zâmbetul pe buze. Mamă, dar ce bun, ți-aș mânca și eu. Vrei? Da, aș vrea. De astea vrei? Nu. De astea? Nu. Dar de ce? Eu de aici vreau. Tot în cadrul ședinței foto, Veronica a ales câteva borcane și le-a ales cu gândul la cei de acasă. Ce trebuie? Dar mai cu talent. Hai, talent. Cum ești? Gata, nu mai fac. Hai, talent. Gata. Uite, da. Na, hai. Hai, talent. Și pentru că traista s-a umplut repede, Viorel i-a adus soției un coș mai încăpător, dar nu a uitat nici să o tachineze pe Vulpița lui. Cu dulceață și cu castraveți și cu zacuscă mă las muritor de foame. Așa. Trebuie să mănânc sănătos. Și pentru mama soacră un borcan. Da. Și pentru fetiță. Ale, ies la pensie cu atâta. Dar unde e vinul? S-a terminat vinul. Acum de ce? Păi dacă s-a terminat, acum pregătim pentru... La anul să facem altul. Ce e asta? Ăsta e zdrobitor de dat strugurii. Da, pe ăsta îl știu, dar asta se ce pun e? Aici și o să învârti. Da, asta o știu. Ai grijă că... Iar ăsta... Aici. Și aici se zdrobește strugurii care mai rămân ca să iasă zeamă pe aici. Văd că te prășep. Păi da. Din pivniță, cei doi soți și-au continuat ședința foto în camera în care se afuma carne. Ce carne e asta, știi? Dar tu nu vezi? Am uitat. Tu nu vezi ce ai în spate? A, carne de porc? Păi da. În timp ce Viorel a ieșit la o plimbare cu calul,
Veronica și-a făcut griji pentru el. Unde pleacă? Cred că se întoarce. Da? Se plică cum să cadă? Nu, nu am mai călărit. Nu te-a învățat și pe tine? Ei, de când am călărit și eu așa, am căzut jos, e cam frică. Imediat cum Viorel s-a întors, Veronica l-a luat la întrebări. Cum a fost? Foarte bine. E bun. Nu ți-a fost frică? Nu. Vrei să te sui? Nu. În cele din urmă, de dragul ședinței foto, Veronica și-a învins teama și a acceptat să facă și ea o plimbare. Nu cu un cal, ci cu un ponei. Pune piciorul ăsta aici. Hai, pune piciorul aici, da? Deci pune piciorul aici și cu ăsta te arunci peste. Hai, haide. Așa, parcă. Cei doi soți au mers să vadă și să facă poze și lângă celelalte animale din fermă. Hai. Hai că așa faci acasă, hai. Uite, Viorel, avem capre. Hai, relax. Ia, și voi. I-am dat niște fân să mănânci. Dar nu vrea. Îi iubesc și am vrut să fac o poză cu ea, fiindcă am văzut-o. Cel mai mult ei vreau să-i dau sfat. Soție de bărbatul ei. Da. Să fie cu soțul ei care copil împreună. După ce au făcut poze și cu doamna care îi urmărește în fiecare zi la televizor, Veronica și Viorel și-au continuat ședința foto, de această dată în grajd. Și ca să-și intre mai bine în roluri, cei doi au schimbat și câteva vorbe. Nu, dă... Păi da, dacă fuge că nu știi... Da, măi, și puțin cu furca, cu furnul ridicat, așa, 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 și te uiți la vacă, te uiți la... așa, și o dai acolo, hai. Așa. Mult a mai muncit Viorel, dar și-a și învățat soția cum să dea mâncare la băcuțe. Trage fără frică, acum. Trage acum, Veronica, trage. Trage. Așa, așa. Următoarea oprire pentru shooting-ul de Dragobete, casa bunicuței de la fermă. Însă până să ajungă acolo, Veronica și Viorel s-au mai tachinat puțin. Și bă, și nu-mi pupie mâna! Îți pup, dar vezi că-i... Ajunși în casa bunicuței, Vulpița a aranjat puțin un platou cu bunătăți, în timp ce Viorel a așteptat să fie servit la masă ca un adevărat rege. Hai, dragoste mea, mai vii săptămâna asta azi? Hai că viu! Sau cealaltă? Hai că viu! Ce ai pregătit aici pentru soțul tău? Este brânză, roșii, castraveți, slănină. Crezi că o să-i placă? Și apă. Da, noi așa mâncăm în țară, cred că o să o placă. După muncă și o răsplată. Ia să vedem noi. Poftim. Acum putem să mâncăm. Ei bine. Stai jos, stai aici lângă mine. Da. Am o foame de lup. A fost servit la masă, așa că Viorel a recompensat-o și el pe scumpa lui soție. E bun? Da. Nu văd. Bă, da. Și pentru câteva clipe, Veronica și Viorel parcă au uitat că sunt fotografiați. A caut o altă gagică. Da, și caut. Nu plec. Vă și nu te mai e. Mă iau, dar 5 minute m-a luat alta. Nu te mai e nimeni. Revenind însă la lucruri mai serioase. Cum ați sărbătorit voi Dragobete, sărbătoarea de Dragobete în anii trecuți? Acasă. Am muncit, chiar dacă a fost sărbătoare, noi n-am ținut cont de sărbători de astea. Ești mai fericită acum astăzi? Da. Da, dar știi ce lipsăște aici? Ce? Muzica. N-avem. A, păi cum n-ai muzică? Îți cânt eu. Ia să aud. Dacă tot te lauzi atâta, ia să văd eu acum ce știi tu. Ia. Sunt o fată frumoșică și de fel să mărunțică, măi, mor flăcăi după mine și nișa de așa de ghini. De când a cântă foarte bine, dar trebuia mai mult. Nu. Atâta și știu și eu. Două rânduri. Și de mâncare ce zici? Este bună? Ce notă îi dai soției tale? Nota 5. Hai, să-i spunem un 8. Așa mai da, ești drăguț. O pregătite în stil tradițional. Hai, dragostea, iubirea mea, haide mă! În aceeași încăpere, cei doi au mai creat un cadru de poveste pentru fotograful care nu i-a scăpat nicio secundă din vizorul lui. Cea mai frumoasă femeie și cea mai dulce. Ești cea mai frumoasă femeie din lume și ești maia mea. Oh, mulțumesc! Viorel, cum arată Veronica în haine tradiționale? Foarte frumos. Sunt mândru că e soția mea,
și tot ce îmbracă îi se asortează. Și tu, Veronica, ce spui despre cum arată soțul tău? Dacă s-a îmbrăcat în fiecare zi, arăta cel mai bine. Stilul ăsta îl caracterizează. Și-a sărbătorit dragobetele în fiecare zi. Astăzi ne sărbătorim iubirea. Sunt fericit că am ajuns să sărbătorim și ziua de astăzi. Ce vă propuneți voi de azi încolo să faceți? De astăzi încolo să dedicăm mai mult timp relației noastre și să ne înțelegem, să avem și un timp mai mult pentru iubire. Vreau ca să ne înțelegem, să nu mai existe certuri. Iubirea are un singur nume pentru mine, e Veronica Totu.